În acest weekend, de la Spitalul Județean Mavro Mate a fost demarată o anchetă epidemiologică. Hotărârea a fost luată după ce mai multe cadre medicale de pe secția de chirurgie plastică s-au infectat cu SARS-CoV-2. În urmă cu o săptămână, unul dintre medicii care activează pe această secție a fost confirmat pozitiv, iar în acest weekend, doi asistenți și patru infirmieri au primit și ei rezultate pozitive după ce s-au testat pentru coronavirus. Secția a fost declarată focar COVID-19. Cazuri au fost depistate în acest weekend și în afara acestei secții. Doi medici de la unitatea de primiri urgențe au fost testați pozitiv, unul de la unitatea centrală, iar altul de la secția de pediatrie, dar și un medic anestezist din cadrul secției ATI. De asemenea, și un asistent din cadrul blocului operator care a intrat în operație a fost depistat cu COVID-19, dar și un registrator de la urgențe. În ultimele 48 de ore, pe secția de chirurgie plastică și reparatorii au ieșit 6 angajați pozitiv la testul SARS-CoV-2, și anume 4 infirmieri și 2 asistenți. Ancheta epidemiologică este desfășurată de către medicul epidemiolog al Spitalului Județean, după care deciziile le vom lua după ce avem încheiat această anchetă din cadrul spitalului. Sursa de infectare în toate cazurile de mai sus ar fi una comunitară. Din discuțiile pe care le-am avut, se pare că e comunitar și nu din cadrul spitalului. În momentul de față, echipamente sunt în Spitalul Județean, personalul se protejează în contactul direct cu pacienții, motiv pentru care nu credem că vor fi vreo problemă cu pacienții care au fost internați pe secția de chirurgie plastică. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 56 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, din cele 145 de teste efectuate ieri. Rata de infectare este în municipiul Botoșani în scădere, fiind de 5,61 la 1000 de locuitori. Incidența acumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile nu este mai mare de 3 la 1000 în nicio localitate din județ. În ultimele 24 de ore avem 56 de cazuri pozitive la nivelul județului Botoșan, la un număr de 145 de teste făcute ieri. După cum știți și v-am mai spus și anterior, sâmbăta și duminica sunt în general testele efectuate de către unitatea de primiri urgențe, pacienții care se prezint la această unitate. La nivel național, autoritățile au raportat puține cazuri noi. Din cele 9.938 de teste efectuate, pozitive au ieșit doar 4.207. Totodată, s-au înregistrat multe decese, 130 mai exact. 125 dintre acestea fiind ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 nu au fost raportate alte afecțiuni. Pe secția de anestezie și terapie intensivă sunt internați 1160 de pacienți în stare gravă.